Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez. Astăzi vreau să desenăm logo-ul încă unui YouTuber din România și anume Mădălin. Sper să vă placă, nu uitați să zdrobiți butonașul de like, de asemenea să apăsați clopoțelul de notificări, să apăsați butonașul de distribuire și să vă abonați în caz de nu ați făcut-o, pentru că nu ați vrea să ratați cele fiecare un episod care îl pun eu în fiecare zi, cel puțin unul pe zi. Deci, da. În caz de aveți întrebări, păreri, sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos sau pe Instagram, o să vă las linkul în descriere și tot în descriere o să vă las și linkul la canalul meu de pictură, în caz de nu știați, eu am și un canal de pictură pentru cine e interesat și vrea să înveți să picteze și vrea să, nu știu, are proiecte școlare, chestii de genul ăsta, intrați acolo, aruncați o privire și dacă ceea ce fac eu vă place și vă interesează și aveți nevoie să vedeți, abonați-vă! Bun! Ca de fiecare dată, încep mai întâi cu o schiță în creion. Foarte, foarte simplu, foarte light, să zic așa. Apoi urmată de un contur făcut cu un liner permanent de către mine. Voi dacă n-aveți liner puteți folosi orice pix cu negru, orice carioca, marker negru, etc. Iar apoi vom colora cu marcări pe bază de alcool și cu creioane colorate. Bun. Când facem schița este foarte important să nu ne grăbim, să încercăm să experimentăm, să încercăm diferite variante. Schița ar trebui să ne ia o grămadă de timp din desen pentru că acolo putem greși de câte ori este nevoie și putem șterge atât de multe ori și practic încercăm până reușim. Dacă încercați în prima să faceți ceva, nu o să vă iasă și trebuie să aveți și răbdare să investiți timp pe acesta, adică și cel mai simplu desen nu o să fie gata în 2 minute. Așa că dacă serios vreți să învățați să desenați, și eu vă spun la fel de serios, să aveți timp și să vă faceți timp pentru a desena. În afară cât să desenați cât de cât fiecare zi și măcar ceva micuț simplu, dacă nu ceva mai complicat și ceva mai complex, în același timp să vă faceți și timp când vă apucați să desenați, să nu desenați ceva un minuțel. Adică e ok să faci un minut, să faci treaba asta, dar desenează un desen simplu, desenează, nu știu, un stigment ăla. Într-un minuțel, că atât durează să desenezi. Dacă vrei să desenezi avatarul lui Mădălin, lasă-ți, nu știu, 45 de minute. Să poți să-l colorezi, să poți să-l desenezi, să poți să stai de el, să-l pigulești. La fel și orice alt desen mai complicat. M-am spus în episoade anterioare că brawlerii când îi desenez sau ce mai desenez eu, îmi iau o oră, îmi iau 2 ore să-i desenești colorul, adică durează. Iar eu v-am spus, asta e, cam așa e modul în care eu personal am învățat să desenez, am învățat să desenez mai bine și mai bine și în continuare progresez, pentru că în continuare sunt și eu într-un proces de învățare, adică nu am ajuns la un punct și gata, eu desenez așa și așa voi desena, nu. Îmi dezvolt stilul, mi se schimbă, învăț să fac chestii de la zi la zi, fac chestii în plus, fac chestii mai ok, învăț să desenez mai bine și la fel și voi puteți să faceți, adică dacă eu am făcut-o, desenez să faceți și voi, putem învăța să desenăm cu toții, deci nu v-am mai spus, o abilitate care se învață. O putem învăța, oricine poate să o învețe, nu aveți nevoie neapărat de produse speciale, de produse profesionale, bla 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 bla, de produse profesionale, scuzați, și de pur și simplu timpul vostru și dorința voastră de a desena. Așa, gata cu pălăvrăgeala, că am vorbit suficient de alte chestii neimportante, sau mai puțin importante, sau mai puțin în legătură cu desenul nostru de astăzi. Ce am vrut să vă mai spun legat de conturul cu linerul meu negru, este la contur, e important să faceți, să învârtiți foaia în primul și în primul rând când faceți conturul, să desenați cum vă vine bine la mână vouă, să nu vă forțați mâna, să traseze linii care nu îi vin bine și doi la mână să nu bâșbuiți, să fiți destul de fermi, destul de, să aveți încredere în voi când trasă o linie pe contur, pentru că se vede când e un contur bâșbuit, tremurat sau când e un contur trasat cu încredere și cu linii frumoase și drepte. Asta am vrut să vă spun la contur. Iar legat de colorat, o să vă spun că eu voi colora cu markere pe bază de alcool și cu creioane colorate. Markerele pe care le folosesc de obicei sunt markerele de la Ohuhu, sunt niște markere cumpărate de pe Amazon, din Germania le-am comandat și sunt foarte ieftine pentru niște markere pe bază de alcool, chiar dacă totuși sunt scumpicele, markerele pe bază de alcool în general sunt foarte scumpe. Așa că ce am găsit eu am găsit chiar printre cele mai ieftine markere, să zic așa. La modul cum a costat 50 de euro un set de 80 de markere.
Iar carne colorată folosită în Faber Castell, gama clasic, v-am mai spus, costă undeva la ce v-am găsit eu, un set de 60 de creioane colorate, undeva la 50 și ceva de lei, 55 de lei, 50, depinde cum găsiți. Care este o afacere foarte bună și se merită maxim. Și dacă aveți bănuți și să-i cheltuiți pentru a vă lua ceva ok, vă recomand să vă luați un asemenea set pentru că o să vă ajute foarte mult. Bun, cam atât am să vă spun pentru episodul de astăzi. În caz de nu ați făcut-o deja, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări. Practic, clopoțelul de notificări funcționează ca un nou buton de abonare. Dacă nu aveți clopoțelul apăsat și setat pe notificări continue, YouTube-ul când postez ceva nu vă anunță. Iar eu postez cel puțin un clip pe zi, iar el o să vă anunțe deloc. Deci, nu ezitați, fiți siguri că ați apăsat clopoțelul de notificări și l-ați setat la toate notificările. Și de asemenea, în caz de vă place cum a ieșit vărul aici, Madalin, care nu v-am spus de Madalin, are un canal de YouTube foarte cunoscut, foarte mare, este cred că cel mai tare de la un jucător de Brawl Stars, cu siguranță îl cunoaște, să o las link-ul în descriere la canalul lui, intrați acolo, vedeți și face chestii foarte mișto și îmi place mult să mă joc cu Brawl Stars, sper că e cel mai bun de la Brawl Stars în România și da, atât am vrut să vă spun, iar dacă vă cum aici nu vă place, trobiți butonul de like și de asemenea distribuiți. Mă ajută enorm de mult și îmi pare foarte, foarte bine că n-aș cât mai mulți dintre voi și pe cât mai mulți dintre voi, de ce nu îi ajut să înceapă să încerce să deseneze. Asta am vrut să vă spun, o să continui să desenez, vă urez spor la desenat și vouă, baftă multă, rămâneți creativi și o să ne revedem și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!